Nu există om pe pământul ăsta care să nu fi fost luat prin surprindere de ce se întâmplă în momentul de față cu acest virus. Mulți au sperat că așa cum vine, va și pleca, însă daunele umane sunt doar vârful icebergului, răul e de-abia la început. Joburile pe care mulți până acum le aveau vor dispărea din cauza faptului că multe firme vor intra în faliment. Majoritatea afacerilor funcționează luând credite, așa se extind afacerile, e o chestie firească. Însă acum, fiind incapabile să genereze profit, ele vor intra în faliment. Nu te gândi că aceste locuri de muncă vor reapărea din neantoată cu trecerea virusului. Probabil va fi nevoie de ani de zile până economia să-și revine la valorile normale și când zic economia în speță, mă refer la cea mai lor puteri, China, America, Germania, etc. România fiind atât de inexistentă pe plan economic internațional, va fi lovită din plin de inflație, șomaj, se vor face împrumuturi aiurea pe care, ghișce, tot noi le vom plăti în viitor și, per total, vom încasa un pumn direct în plexul solar al economiei românești. Trebuie să reții că aceste izolări plus deficiențele financiare îi vor afecta puternic, mai ales pe oameni de rând. Majoritatea își vor pierde joburile, nu vor mai avea cu ce plăti chiria, ratele la casă și mâncarea. Cunosc personal o familie unde ambii părinți au fost demiși, au ratele la casă, plus un copil de îngrijit. Îți poți închipui că ceea ce li se întâmplă e o dramă, iar aceasta e doar unul din sutele de mii sau chiar milioanele de cazuri în acest sens. Să nu mai vorbesc de frații noștri români ce au lucrat în Italia, Germania, Franța, Anglia, etc. Toți sunt afectați, iar în următoarele 6 luni va fi haos. Acest scenariu e unul extrem de sumbru, însă nu vreau să te demoralizez complet, fiindcă există și perspective de viitor. În următorul an, toată această situație se va reglementa treptat, va apărea un vaccin, iar economia își va reveni pas cu pas. Și când zic economia, mă refer în special la joburi. Economia în sine va sângera abrupt din cauza împrumuturilor guvernamentale și printării banilor. De curând, Trump a decis să-și ajute țara oferind peste 2 triliarde de dolari ca stimul pentru economia țării. Dă bani firmelor mari și mici prin credite cu 0% dobândă, ajută giganții industriei să nu intre în faliment, de exemplu, firma Boeing, plătește oamenii de rând sume bune ca să stea în casă și tot felul de astfel de lucruri. La o primă vedere, ai putea să-l pui pe un piedestal, să-l aclami fiindcă își ajută țara. Însă aceste măsuri vor duce pe termen lung la economie de carton și ne va afecta pe toți. Ai putea să te întrebi cum naiba faptul că Trump ajută America mă face pe mine mai sărac și mai fragil din punct de vedere economic? Și răspunsul e următorul. Trump ajută economia, însă o și bagă în mod indirect în pământ. Aceste 2,2 triliarde de dolari trebuie să vină de undeva, iar America nu are astfel de rezerve, deci singurul loc de proveniență va fi printarea banilor. Acești bani nu au valoare la bază, pur și simplu sunt hârtii trase la Indigo. Deci efectul pe care acest lucru îl va avea asupra economiei e devalorizarea dolarului și implicit a forței de cumpărare a oamenilor. Toate lucrurile se vor scumpi, alimentele, serviciile, imobilele, etc. Poate te gândești că asta a făcut America, iar noi românii nu vom fi afectați. Greșit! Economiile sunt atât de conectate la ora actuală între ele, încât cele mai mici fluctuații se resimt peste tot în lume. Și să nu ai tu pe o să te gândești că ai noștri conducători sunt mai breji, fiindcă greșești, printarea banilor va fi ocupația lor favorită de anul acesta. Ok, și cu tot acest scenariu sumbru în fața noastră, există totuși ceva bun de luat din această experiență și răspunsul e da. Cum se face că fix în momentele de față, bogații devin tot mai bogați? În fiecare zi se dau sute de știri, însă mereu una e cam aceeași și anume. Un bărbat din America a pariat împotriva piețelor și s-a îmbogățit cu nu știu câte miliarde de dolari în câteva zile. Toți știm acea știre. Întrebarea e, cum se face că bogații se îmbogățesc și mai tare în astfel de momente? Ideea e că în astfel de situații prețurile scad drastic, iar ei profită de aceste oportunități. Când toată lumea vinde, ei cumpără. Și când toți cumpără, ei vând. Asta e practic formula magică. Spre exemplu, în 2008, când criza a venit și prețurile imobililor au scăzut dramatic, oamenii își vindeau proprietățile și nu mai cumpărau altele noi. Bogații au identificat această problemă și au cumpărat toate imobile pe care au putut pune mâna, ba chiar au făcut și credite grase ca să cumpere în plus. Spune mie pe cine cunoști tu personal, atenție, personal, care să fi făcut asta în 2008. Răspunsul e probabil pe nimeni și nu te agita fiindcă și răspunsul meu e exact același. Normal că nu cunoaștem pe nimeni, fiindcă bogații stau în compania altor bogați și nu își pierd vremea cu oamenii de rând. Acum că a venit o nouă criză puternică, observăm pe piața de capital oportunități incredibile, firme de top pe care le putem deține la jumătate sau chiar mai puțin din prețul normal și totuși cunoști pe cineva personal care să cumpere acțiuni la bursă în această perioadă? Mai mult ca sigur că vei zice nu. Acum e cea mai mare oportunitate de a face bani după 12 ani în care n-am avut parte de nicio criză, apare această lebădă neagră. Mulți vor apleca urechea crezând că astfel de ocazii apar la tot pasul, însă eu sunt aici să vă zic că acum e momentul să faceți bani.
învățați despre bursă, informați-vă, iar doar mai apoi investiți. Și ca o mică paranteză, eu chiar am și un curs în care te învăț cum să faci asta de la zero, o să las jos un link în descriere. Pe mine personal prea mă interesează de unde alegi tu să înveți sau să te documentezi. Eu doar vreau ca tu să profiți de această oportunitate. Iar dacă nu o vei face, să n-ai pe viitor scuze că, bă, n-am știut că ea există. Bă, ai știut și ai ales să faci altceva. Acum că ai înțeles cum se îmbogățesc oamenii și cum ceilalți devin tot mai săraci, ca încheiere am să-ți las și niște idei prin care poți să-ți reinventezi viața în această perioadă, atât din punct de vedere personal, cât și economic. Și ele sună cam așa. 1. Adaugă rutine în viața ta. Faptul că stăm izolați, asta nu înseamnă că nu putem deveni o versiune mai bună de a noastră. Începe să faci lucrurile pe care mereu ți le-ai dorit să le faci. Să meditezi, să citești, să faci sport, să înveți lucruri noi, aptitudini noi, etc. Noi suntem produsul obiceiurilor noastre, deci dacă vrei succesul, instalează-ți rutine de succes. 2. Hobby-urile, monetizează-le. Că tot vorbeam de aptitudini noi, de ce să nu învățăm să le și monetizăm? Atunci când faci un lucru din pasiune pe care nu-l monetizezi, se cheamă hobby. Însă când acest hobby este monetizat, asta se intitulează chemarea vieții. Deci încetează să găsești scuze și fă ceea ce ai fost menit să faci pe acest pământ. 3. Puterea economiei. Pentru cine mi-a respectat sfatul în care am spus să pui un buget de siguranță de 6 luni de cheltuieli, acum voi aveți ocazia să vă investiți acești bani. Învață să pui banii economisiți de tine să lucreze pentru tine cel puțin la fel de mult cât ai lucrat și tu pentru ei. Pe lângă asta, profită de crizele ce vor apărea și investește corespunzător. Cu acest virus, oportunitatea fiind la bursă, deci ai face bine să-ți îndrepti atenția către aceasta. Dacă mai vrei astfel de clipuri, spune-mi asta în comentarii, neapărat să dai un like, iar până data viitoare, succes!